Bună ziua, prieteni! Bună ziua! Bună ziua, prieteni! Am revenit și noi din Anglia, împreună cu Lămâia și cu mama mea, prieteni. Prieteni, am ieșit la o cafeluță. Astăzi e o vreme frumoasă. Da, cafetele. Da, eu am băut cafea înăuntru. Eu beau afară cu Lămâia. Pe ce mai bine? Lămâia e somnoroasă, mamă? Da. Acum am trezit. Eu m-am trezit mai de mult, am stat în pat. Păi și eu m-am trezit. Dar vreau să mă duc cu băieții și eu, dar nu m-am dus. Cu băieții? Unde băieții s-au dus, prieteni, la târg de vechituri. Noi am rămas acasă. La mall, să spune fata. Cum? Așa târg spune, de mall? Așa spune și la noi, la piață. La adică mall. Târg de vechituri e mall. De piață, din așa, cum se zice. Mol. La noi mol pe Țăgăniș înseamnă vinul. E o vreme frumoasă, prieteni. Plecă și soarele când spus să ia vreme frumoasă. Ne cerem scuze, prieteni, că n-am mai filmat. Că v-ați făcut griji pentru mine, pentru familia mea de aici din Anglia. Da, Lămâie, zi tu de ce n-am mai filmat. Fiindcă am venit la muncă. Am fost la muncă și pe tură de zi și pe tură de noapte. Lămâie, nu minți. Cum? Că prietenii știu cum e și pe tură de zi și pe tură de noapte. Păi nu mergeam 4 zile pe tură de noapte, 4 zile pe tură de zi. Păi tu nu mai ai făcut și pauze deloc? Păi am făcut 4 zile. Păi aia dormeam, dar nu mai mă trezeam. Păi aia nu se mai pune. Așa zi. 4 zile stăteam acasă, dormeam de nu ne mai trezeam. Păi nu spune adevărul, spune că mint. Dar nu zi și ziua și noaptea, că nu rezistă omul. Mă, Mărcuț, ne duceam 4 zile noaptea. Stăteam acasă 4, la urmă 4 pe zi. Așa. Și creierul nu mai știa ce să facă. Ori să doarmă ziua, ori să doarmă noaptea. Săracul stătea până își făcea iar programul. Creierul. Da. Deci creierul nostru e foarte, foarte obosit. Obosit, da. E dat peste cap invers, cum e, sunt volanele acelea la mașină. Cum sunt volanele și ușile, cum sunt acasă? Tot pe invers. Și geamuri. Tot pe invers îmi trece. Deci totul la casă, ce e pe invers. O casă aceea nu e cum e la noi în România. Aceea este și ușile pe invers, geamurile se deschid pe invers, tot e pe invers. Și noi mergem pe invers. M-am dus la farmacie ieri cu ineluț. Când m-am dus la farmacie, decât să trag de ușa cum e ea, cum am tras invers. Căutam mânierul, unde e mânierul? Râdea inelul de mine. Da. Nici acum nu m-am obișnuit cu Anglia, prieteni. Păi da, Mărcuț, să dai condus și tu să mergi pe partea care trebuie aici în Anglia, tu mergeai pe partea ta ca la România. Nu, nu, că nu. Bine. Am condus bine. Ai condus bine, dar te mai băgai un pic pe partea alălaltă. Nu, nu, nu. Am condus și aceea, prieteni, mașina. Auzi, a fost taică meu la un pahar de bere, Ion, Stelică, Ineluț, fratele meu și am condus eu aici. Da. Unde sunt copii? Unul doarme, unul stă. Care doarme? Mădă. Mădă doarme. Luca. Luca stă, nu vrea să Luca iasă. Luca îl chemă afară să joace cu noi, cu lea pe... Bimba e Angelica e la muncă? Da, Bimba e Angelica, mai are o țiră până la pauză. Nevasta lui Inelus, prieteni. Da. Prieteni, vreau să vă spun, să vă anunț, de, aia, de asta am făcut și filmarea asta, că o să plecăm și noi în România, prieteni. Păi mâine o să plecăm acasă. Da. O să plecăm acasă, să facem Paștele împreună cu familia noastră, cu copiii, cu Fănică, cu Maria. Și n-am mai filmat de o săptămână, două. Da. Pentru că am fost la muncă, am fost foarte obosite, n-am avut timp. Nu ne nimeream acasă, ne întâlneam numai în fabrică. Da. Uite, vezi, am strănutat.
Păi e adevărat, vezi? Cum să spune când strănută omul? Mulțumesc! Auziți, prietel, mulțumesc! Sănătate, să spune! Mulțumesc, așa, vezi? Nu. Strănută și eu, prieten, și nu mi-a lămâia a luat o razna. Lămâia a luat o razna. Auzi, mulțumesc! Vedeți, prieten, de ce n-am mai filmat eu? Pentru că și acum suntem în reluare! Spune sănătate, mamă, no, sănătate! Stai, mulțumesc, mamă, dar de ce nu mi-a zis și mie niciuna? Păi... De ce? Și asta mi-a zis mulțumesc! I-a luat-o pe invers! O să spui tu! O să spui tu, spui tu! Parcă ea strănutată! Lasă-mă, Marcuță, că sunt supărată! De ce e supărată? Că te duci acasă? Da! Prieteni, să vă spun că lămâia nu vrea să se ducă acasă? Îi place aici, în Anglia, că e frumos aceea. Avem un cartier foarte frumos, cu floricele, da, și niște căși așa de frumoasă. Ei nu au garda aceea, au niște petricele, niște surzi de lemne puse așa în fața cășii. Da, foarte frumos. Sănătate, lămâie! Așa să spune. Trebuia să spun, de... cum să spune pe țăgănește. Auzi, Claudia, mamă, ia arată-și tu ce floare aia acolo, așa de stăia. Nu, mamă, vreau să arăt la prietenii un pic, da, cum făceam eu sport. Uite ce face asta. Uite, eu uite, asta face sport pe stradă. Ia uite cum e. Ia. Cu papucii sau fără, mă ține? Te ține. Dacă nu înveți, tu ajungi și pe iarbă jos. Uitați, prietenii, aceia stăteam eu și făceam sport. Da, când veneai de la mică. 4 zile libere, a? Da, când stăteam. Dar știi tu ce faci, că mai te-ai urcat odată pe motoretă, știi? Mai ce? Poate... Las, că nu are un picior. Vedeți, prieteni? Mai bine ia bicicleta aia lui Stelică. Stai așa, Stelică țălină și-a luat o mașină. Da, prieteni, Stelică și-a luat mașină că n-a avut bani de bilet. Să se ducă acasă cu avion. Și a zis să facă și economie, Mărcuță, că nu cheltuie banii. Că... Când se duce acasă vrea să arată ce a dus din Anglia și arată cu ce vrea să pleacă țălină. Hai să vă arăt, prieteni, ce mașină și-a luat Stelică. Nu, achiziția lui Țălină. Uitați, prieteni. O vedeți? Și se duce cu ea acasă. Uitați, scrie golea numele lui. Se vede bine, prieteni? Se vede, da? Vedeți? Și-a pus biletul de ea să se ducă acasă. Vedeți, prieteni? De asta se duce Stelică. De asta se duce Stelică în târgul de vechituri, ca să-și ia lucruri din astea, ca să le vândă și el, sau să plimbă cu ele. Eu nu știu ce face cu ea. Ce face? Acolo o să plimbă, auzi, când bea, să nu se urcă la volan, când bea câte o bere, două, ia bicicleta și se duce pe avion. Da? Dar unde o pune? Pe aripa la avion? Da, vrut că eu... Păi dacă el se duce pe jos, cu ea până acasă. Dai seama ce se le face. Un an? Cât? Nu știu. Prieteni, dacă Stelică se urcă pe bicicletă și se duce acasă. Spre Lămâie unde o pune? Spre România. Cu avionul ea se duce, că a avut bani de bilet. Stelică n-a avut. Da. E cheltuit aici, a? Ajunge Stelică până acasă de Paști, cu bicicleta. Vine după Paști, face singur panderie și arată la băieții lui, uitați ce... Cum îi zice la mașina aia, de zice Luca? Jaguar. Jaguar. Prieteni, hai să vă arăt cartierul. Jaguar. Aici este casa unde locuim noi. Aici e mașina proprietarului. Cred că ați mai văzut aici. Cred că vine și coletul lui tata. Trebuie să-i vină un colet. Dar nu e, s-a dusă. Sau întoarce? Nu știu. Uitați, prieteni, ce zonă frumoasă. Nu știu dacă se vede bine în spatele meu acolo. Este un pomișor foarte, foarte frumos care îmi place mie. Vedeți? E o zonă frumoasă, liniștită. Vedeți ce frumos e? Am pus niște frunze cu
cum mi-a zis o prietenă de-a mea, cum să prinde lăstar. Să punem de ăla cu la rând, din alea frumoase care avem acasă, acolo la poartă, da. Și cum ar fi? Trebuie, trebuie să mă duc acasă la mâine să fac curat și eu și tu să facem curățenie în curte, cine peste tot. Cine mai facem în curte? Facem, facem. Ajutorul Domnului. Cu ajutorul Domnului ne dă Dumnezeu putere și facem. Noi nu ne dăm pe putere. Facem ce luptăm. Putem, ce nu putem, facem după pași. Luptăm. Păi după pași venim înapoi. Când să mai facem? Facem atunci, dar nu plecăm repede așa. Nu? Cum nu plecăm? Că nu trebuie să ajungem înapoi. Hai, prieteni, ce să mai zic? Care? Prieteni. Nu știu, acum mentat cineva în legătură de cerceii mei, zi-i lămâie tu. Iar? Iar. De cercei? Da. Că am luat cerceii lui Maria. Bă, n-au văzut acasă la filmările lui tata că Maria e are în urechi? Și cum au zis? Că am lăsat pe ai lanț, ai mari? La manet? La manet. Să știți, prieteni, că nu e adevărat. Nu e adevărat, prieteni. Invidia din ei le omoară. Le omoară, nu? Da. Eu am cercei, Maria are din ăștia, soacră mea are, lămâia are, dar lămâia nu le-a luat cu ea. Nu le-am luat, că nu ne lasă la fabrică. Eu le-am luat pe mine. Le lăsam acasă când mă duceam la lucru. Uite-ți, prieteni, ce face mama. A dat în mintea copiilor. Vedeți? Și au lăsat comentariu că de ce n-am luat cercei ai mari, da, pe unul cu mine. Comentarii numai urâte așa când le vine. Când le vine. A. Da, ea lasă de ciudă. Invidioși. Invidioși. Ce fac? Mult repede. Nu, nu mai zi așa. Păi de aia de ce vorbesc cu râd? Noi nu știm să vorbim urât. Hai, ia bicicleta. Hai să ne plimbăm. Nu, căcat. Ce? Uite ce merge de frumos. Vrei să meargă acasă cu nasul rup? Uite așa. Mama se plimbă cu trocineta. Da. Cum e cred? Așa că, prieteni, atât am vrut să vă spun. Da. Trebuie să mă duc și eu să-mi iau permis de aici din Anglia. De ce, de ce și nu din România? Că știi să citești. Nu știu, dar uite, n-am timp să stau să... N-ai timp. Prieteni, o să revenim mai târziu, de când o să vină... Când o să vină și băieții. O să vă arăt și bagajul, ca să vedeți, să mă credeți că mergem în România și că nu mințim cu nimica. Și, prieteni, vă mulțumesc mult pentru cei care ne urmăresc și sunt alături de noi și vă rog frumos să vă abonați în continuare la canalul meu de YouTube, Mărcuța de la Strehaia, și vă mulțumesc mult, vă doresc multă sănătate. Bună ziua, prieteni, am revenit și eu astăzi aici din la bucătărie. Și astăzi vioni? Luni. Luni, toată ziua. Cere scuze în primul rând la prietenii tăi că ai lipsit într-o zile foarte multe. Da, îmi cer scuze, prieteni, de la dumneavoastră, că nu v-am mai ținut la curent, dar promit că dacă ajung acasă în România, o să pun câte două filmulețe numai pentru dumneavoastră. Cum cu dacă ajungi? Sigur o să ajungi. Dacă ajung, păi, nu să știe Ioane, Dumnezeu e mare. Adică facem avionul, face doamne, avionul. Ferite, nu știu ce face avionul. O, stai. Poate face așa, poate face așa, poate în cap, nu se știe. Avem un pic emoții, prieteni, când o să fim la avion, dar până ne obișnuim și noi cu avionul. Arată și pe cunățica mea ce face, își face viața astăzi. Doamne ajută să trăiești. Uite, eu ne-am pregătit cu alea. Comana porcul, întâi a porcul în Anglia. Porcului, da. Mămăliguță. Vezi? Bravo, bravo. Cu brânzică, băgăm brânzică cu lea acum. Da, da. Și arată și acolo, te rog, peștele, muzeul. Să supără această femeie cu filmul ăsta. Care să supără? Pește, am prins de la, am fost la pescuit, macro, am fost la Dunăre. Nu știi?
Da. Bere expirată, fraților. Unde duse răzbrânza? Vreau să bag în mamaligă. Drăguță? Da. Mâine mergem la Fănică și la Maria. Da, da. Ești tu, farfuria ta. Ca să gulesc eu colea comana porcului. S-a cumpărat tata carne proaspătă. Pune mălura aia totul. Tot o pun. Așa. Da. Unde ești, Ioane? Aici am zis. Vezi, Ioane, ce fac eu aici? Ca la stână. Ca la stână. Să nu fiți supărați pe mine că n-am mai filmat. Îmi cer scuze, dar am fost foarte ocupată cu munca și n-am avut timp, prieteni, că veneam noaptea, veneam obosită și n-am avut timp, prieteni. Îmi cer scuze de la dumneavoastră că nu v-am mai ținut la curent. Vă mulțumesc mult pentru cei care și-au făcut griji pentru mine. Și vreau să vă spun că pe data de... Mâine seară. Mâine seară. Păi mâine suntem în România. Plecăm acasă. Ion Stelică, Lămâia, împreună cu bunicul meu. Punea Romică. Bunicul meu vrea să se ducă acasă. Prieteni. El nu e obișnuit să stea ce pe locul aceea. Îi dădui un Luca. O mapum, îl bătui? Și așa că leu pe bunicul meu acasă, că nu vrea să mai stea aici. El nu e obișnuit să stea pe cameră, pentru că el nu se duce la muncă și trebuie să stea pe cameră aceea, cu copiii. Și el nu e obișnuit. Da, prieteni. Și o să mai revin eu cu filmulețe. Din România. O să mai filmez și la aeroport, dacă am voie acolo. Salutăm vlogul. Salut. Nu te mai vorbi că nu te mai poți să te vadă fanele, să lasă iar. Salutăm vlogul. Nu te mai arăt. Da, arată că le-am mămăligă. De ce nu mai arăt? Uite, eu ajung pe soi, mă facem mămăliga. Să te vadă fanele. Uite, uite. Cum le cheamă? Uite, arată cum se face mămăliga. Pune aici. Uite. Mamă, ce parfum ai. Cu ce te-ai dat? La 2 panți, la 2 olive. Nu contează cât dai. Miroase ca parfumul de mașină. Mă, ție nu-ți place niciun fel de parfum ție. Poți să fie parfumul la 1 milion de euro. Stai așa să golim mămăliguța. Mai tavă de inox. Nu, vrea mama culea ca să ia așa, știi, să punem brânzică deasupra. Uite așa. Uite așa vrea mama și să... Păi nu fac cu crustă, nu să fac cu coajă. Ce coajă? Păi nu e mălai. Și mămăliga coajă. Nu e mălai. Nu o nostru dacă vrea și mămăliga. Nu știu unde e. Arată pe bărâncul meu pe nearul mic. O, salut, coaie. Colea. Trebuia masa pusă invers ca să avem loc toți. Doamne, ajută. Credite-te de mine. La tot prietenii număr cu cea. Mămăliga. Un parce fericit. Vă urez multă sănătate și tradiția tradițională la mulți ani. De la Luca, salutăm toți prietenii. Doamne ajută să trăiți. Hai, să aveți poftă. Sculați-vă de la mare. Mulțumim. Corobolul ăla. Românește. Românește. Dar de ce fugi? Eu fug după tine. Nu vreau să iau lingura, să pun o ligă. Hai. Pare că poți să iei la un dat, să mergeți. Dar unde ai zis-o, mama? Uite-o cu leu. Nu pune lingura mea. Ia cu lingura, pune-le mamă. Da, bunicule, uite așa fac. Uite așa. Uite-a dat-o farfuria. Urcă-te pe scaun. Mersi. Hai să-l iau și tu. Nu mănâncă ținele. Cum să nu? Să nu dea lui Luca. Aveți grijă la pește. Îi dădui Luca. Uite bă, Ioane. Are oase. Uite bă, Ioane, și-am aici. Salamusa, care mi-a plăcut mie. Am găsit pe magazinul românesc.
care aduce numai produse din Sibiu, din România. Haideți, fetelor, toată lumea la masă! Da, știu, mă, nu știu, da. Zici ceva de încheiere. De ce? Te grăbești? Nu mă grăbesc. Vreau să arăt cu pulea pe mama porcului oțără. Cum arată. Asta mă încăru de toată lângă pe mama porcului. Hai. Pe paleta. Pe paleta, nu zi. Uite cum e culea și uite ce am făcut ca să închind aceea cu mămăligă. Uite, tată. Mai vrut, tată. Da. De la mine. Nu. Dă tata farfuria. Lacă, uite și eu mă murdări, nu-i nimica, ne schimbăm la urmă. Uite, uite ce-mi face Ion. Vaselică farfuria să pun și ție. Vaselică că plecăm acasă în România, mâncăm acum bine. Până mâine, zar, până poimine. Da. Hai bunicule și tu. Pomana porcului. Uite, Ioane, și tu. Cine vrea murdie, vrea. Cine nu, nu. Ole, mă. Vrei și brânză, tata? Eu mă mălică cu brânză, bă, aia l-aș toată mâncare. Da, mamă, soarele ăsta mie nu-mi place. L-aș toată mâncare de-o parte. Știi? Uite așa. Hai să aveți poftă. Mulțumim. De la mine. Ia, Ioane, ce ai? Să trăiești, măcuță! Mulțumesc, bunicule, și tu să fii sănătos alături de noi! Dă-ți vreo spaghe să mănânc! Și prietenii tăi să trăiască multă sănătate! Mulțumim, mulțumim! Vizionare plăcută! Mulțumim, bunicule! Bunicule, bunicule, spune la prieteni când pleci tu și cu cine pleci! Nu mai întind eu nuntură, că îți face rău! 17? Păi mâine! Plec cu Ionica, cu Măsuța, cu Selica, cu Lămâia, luăm avionul de la... Prăjiniu și mă pleci. De unde îi luăm avionul? De la Craiova. Ui! La București. Nu! Hai, mă, nu mai vorbiți așa cu bunicul meu. Pentru ateriza, pentru decolare. De la Luton? La, de, la Cluj. De la Luton la Cluj. De la Luton la Bivino. Hai, Lămâie! La Cluj are Ionica autoturismului Coda. Nu e al meu, al lui Selica. Mașina lui Selică și e prietenică, am lăsat-o la, de 2000 ani jumate, nu? La sora lui Ion, a lăsat-o acolo la Cluj. Mara aia de bidoane. Da. Uitați cum arată cu mâna portului, să întindem aceea, uite. Dar n-au voie, mărcută. Ia fratele meu. Acel copii, Ionică cu Selică, n-au voie să mă lasă plământ pe drum. E bună? Potopul de pe lume. Gata, prieteni, vă mulțumesc. Și prieteni, am și o întrebare. Hai să aveți poftă, vă las. Cine știe cu peștișorii ăștia? Îmi pare foarte rău de ei, că s-a murdărit apa și vreau să le schimb apa până să plec, că nu-mi place cum arată apa la ei. E foarte mizerabilă. Cine știe să-mi lasă comentariu cum trebuie să fac în așa fel să le spăl. Să le golesc. Să le pui scoci așa. Nu, mami, nu. Trebuie să le golim toate ăștia, petricelele ăștia, să le spălăm. Eu știu cum că... Dar nu știu, acum vă întreb dacă se spală cu ferii sau fără ferii. Că nu știu. Uitați, prieteni, și la ăștia de aici dinăuntru. Și chiar vreau să-mi spune și mie, vă rog, eu mult din tot sufletul meu. Să mă lăsați un comentariu. Cine știe cum se spală? Se spală cu ferii sau fără ferii? Și ce am de făcut? Vă rog eu mult, din tot sufletul meu, că îmi pare foarte rău de ei. Bagi un pic, nu atât. Ce, un pic? Ferii? Da. Și trebuie clătite bine, bine. Nu așa, da, și să petricelele ăștia trebuie spălate cu ferii, nu știu. De asta întreb prietenii ceva. Mei. Spune. Că am făcut, trebuie, dar să nu-l ștergeți, ca să mai rămâne, că... Să mai luăm apă de aceea, ca să mai aibă apă din asta. Da. Da, mami, știu că tu știi că proprietarul casei... Nu mai am făcut el. Când a spălat el, tu ai stat acasă și ai văzut. Și l-am ajutat. L-ai ajutat? Bravo. Dar avem și nevoie de... Nu băga mâna. De prietenii noștri să ne anunță.
Acvariul ăsta e murdar, dar apa e curată. Dar îmi pare rău de ei să le las așa. Vă rog eu mult să-mi lăsați comentariu. Așa că, prieteni, vă mulțumesc mult. Vă doresc multă, multă sănătate. Și vă rog frumos să vă abonați în continuare la canalul meu, Mărcuța de la Strehaia. Și vă doresc multă, multă sănătate. La revedere!